Salutare răzăraș și bine v-am găsit la un nou episod pe canalul meu. Raz este la butoane, raz este la microfoane. În cazul în care vă întrebați de ce mă aud așa, păi s-a întâmplat ca microfonul sau adaptorul GoPro-ului să cedeze fix în ziua în care am fost invitat să fac un test ride cu această motocicletă. Iar eu am observat acest lucru după ce m-am uitat la filmări. Revenim la subiect. Astăzi ne plimbăm cu noul Harley Davidson Pan America, o motocicletă Adventure în V2 de 1250 de centimetri cubi. Este pentru prima dată când testez o motocicletă de tip Adventure și pot spune că am rămas surprins de plăcut și mă bate un gând să achiziționez o motocicletă de genul pe viitor. Cine știe? Motocicleta Pan America vine în două modele. Prima și cea standard, care vine în două culori. Vivid Black, cea pe care o conduc în acest moment, și River Rock Grey. A doua variantă se numește Pan America Premium, ce vine cu mai multe dotări față de modelul standard și, bineînțeles, la un preț mai mare. Ca să înțelegeți, cele două modele au ca dotări ABS, Traction Control, Cruise Control, Quick Shifter, Hill Assist, 4 moduri de condus, Rain, Road, Sport și Off-Road, plus un mod individual unde îți poți configura setările pe bunul plac. Modelul Pan America Special vine în plus cu suspensie electrică, unde vine și cu un antivoblaj, pentru că cel standard nu are, încălzire în manșoane, cric central, handguards, crash bars, iar din câte am observat, jantele sunt diferite față de modelul standard. Să revenim la ale noastre. Cum am spus, am rămas chiar surprins de plăcut despre această motocicletă. Stai super confortabil pe ea. Nu este deloc lată datorită acestui propulsor de 1250 cm³ în V2 și te avantajează să te strecori cu ușurință printre mașini sau, dacă ești în pădure, să nu stai cu teamă că vei lovi motorul de o stâncă. Dau exemplu propulsorul de tip Boxster. Ce m-a impresionat a fost și sistemul de reglaj al parbrizului, cărei poziție poate fi modificată din mers cu o singură mână. Este un sistem foarte simplu, fără electronică și chiar se simte diferența la un astfel de parbriz. Motocicleta este foarte manevrabilă. Mi s-a părut puțin ciudat pentru că, nefiind obișnuit pe adventure, eu nu pot atinge cu picioarele solul. Părerea mea este că un rider cu o înălțime de sub 1,72 nu ar trebui să se gândească la această motocicletă. Poate pe viitor cei de la Harley vor veni cu ceva kituri pentru a-ți ajusta șaua, suspensia, cine știe. Frânele sunt excepționale, au un sistem complet Brembo, atât maneta de frână cât și etrier Brembo față și spate. Motorul Revolution Max de 1250 cm³ produce o putere maximă de 150 de cai la o turație de 8750 de rotații pe minut, cu un cuplu maxim de 127 Nm la 6750 rotații pe minut. Accelerația este electronică, injecția electronică, motorul este instalat pe un cadru din aluminiu forjat. Pe față este instalată o furcă telescopică hidraulică inversată, upside down, cu cartuș Showa, cu elemente de 47 de mm complet reglabilă. Iar pe spate, un monoamortizor Showa cu compensator cu reglaj hidraulic. Frâna de față este un dublu disc flotant de 320 de mm și etrier Brembo, iar pe spate un disc de 280 de mm Petrier Brembo, bineînțeles. Motocicleta, ce să mai zic, este echipată cu anvelope Michelin Scorcher Adventure, produse special pentru Harley Davidson. Greutatea motocicletei este de 242 de kg. Capacitatea rezervorului este de 21 de litri și, din câte am auzit, poți ajunge la un consum de 5 pe o distanță de 100 de kilometri. Prin altă ordine de idei, am observat că la întoarcere spre reprezentanță mă aud ceva mai bine. Așa că Raz de acum se retrage și vă lasă să-l urmăriți pe Raz din ziua în care s-a plimbat cu Harley Davidson. V-am pupat! Băi, farul ăsta este interesant, dubios de interesant, nu știu cum să zic. Voi ce părere aveți despre designul acestei motociclete? Mi se par foarte ciudate, deci prima oară când m-am uitat, mă rog, în față, acestea sunt semnalizările.
Prima oară când m-am uitat în față și vedeam, am văzut astea două, mă gândeam, bă, alea sunt proiectoarele sau ce, doamne iartă-mă? Este destul de interesant și destul de ciudat să stai pe un fucking Pan America care, cum, doamne iartă-mă, ridici. Adică din punctul meu de vedere e ok, dar totuși, cum am zis, să ne uităm puțin în bordul lui, să vedem ce și cum. Side stand down, serios, chiar și așa. Cum am zis, să intrăm în meniu care nu te lasă în momentul când este oprită. What? Nu te lasă? Really? Wow. Sunt pe șoc, frate, dar trebuie neapărat să ia. Și acum merge. Acum merge. Ok, cric central aveam, nu aveam. No device connected, nu știu unde am intrat, dar nu trebuie. În meniu am zis că este asta, nu mai am treabă. Bun. Vreau să văd deci diagnostic și care e faza? Adică doar atât are, nu știu dacă ar merge ceva anume. Dacă vedem ceva interesant despre această motocicletă, deși ok. Pardon, nu mă mai interesează aici. Setările care, ce enervant e că trebuie să, adică dacă pui cricul înapoi și nu-mi dau seama de, doamne iartă-mi, nu te mai lasă, o te fac să umbli meniu. Da, ciudat. Ride modes, hold control. A, da, ziceam că avem 5 moduri. Da, 5 moduri de condus. Rain-ul, road-ul, sport-ul, off-road. Nu știu care e diferența dintre off-road plus. În fine, și custom-ul pe care copiii from another, nu, vreau să intru în el. Engine map. Ah, ok, îl customizez cum dorești tu, în modul acela. Throttle response. Ideea este că ok, base, care este basic cu bănuie și maxim plus 1, minus 1. Cam puține detalii. Traction control, ok, sport, road, rain. Anti-lock braking, ok. Dar n-are, efectiv nu are, nu știu dacă îți oferă și în carte Adaptive Ride. Nu mai merge, nu înțeleg ce nu mai merge. Și hai să vedem cu acest butonaș. Da, haide înapoi spre căsuța ta, Harley. Să te ducem acasă și să o recuperăm pe Bimi, că mi este puțin dor de ea, recunosc. Dar totodată vreau să văd și celelalte moduri, dacă răspund altfel. Până la road, hai să văd dacă, nu știu, la accelerație, dacă se simte altfel. Off-road-ul este la fel. Hai să văd dacă se simte altfel pe suspensie, pe frânare. Este la fel. Da, cine știe cum s-a prezentat prin pădure. Dar cum am zis, nu am să intru. Rain-ul, mod de rain. Da. Se simte că este mai puturoasă. Cu că exact cum ar trebui să fie.
în cazul în care te prinde vreo ploaie torențială pe drum. Dar sincer, din punctul meu de vedere, cu un rezervor de 21 de litri și cu un consum, dacă ai merge normal, nu ca raz, cu un consum de 5 pe 100 de kilometri, eu zic că este ok. Trecem înapoi pe road, ne asigurăm și plecăm. Da, prefer ambreiajul, sincer zic, prefer ambreiajul la motocicletă. Este weirdo, rău de tot. Am aflat o chestie interesantă, la modul gen, dacă dai semnal dreapta sau, hai să zic, stânga, faci o depășire, după aia vrei să dai înapoi dreapta, să dai semnal că te duci în dreapta, nu merge. Dacă dai în dreapta, o să se oprească semnalul, trebuie să dai de două ori, mă rog, o dată pentru a activa semnalul pe dreapta. Și da, se oprește și singur după ceva timp. Oamenii care mă urmăresc doresc să cumpere un model de genul, care sunt fani Harley Davidson, în primul rând eu personal recomand să ducă într-o reprezentanță și să testeze motocicleta pentru a vedea dacă, bă, în primul rând sunt ok cu ea. Din punctul meu de vedere, deci mie personal, ca adventure, cu tot ce are pe ea, sistemele electrice mă refer, atât traction control ABS-ul, faptul că frânele Brembo, care da, într-adevăr țin bine, adică despre ce vorbim, ce nu-mi place, are un delay foarte mare, este quick shifter-ul la up. Downul este ok. Up-ul e... prefer, sincer, prefer să trag ambreiajul pentru a trece în treapta superioară. În rest, cum am zis, șala este destul de confortabilă. Șala de pasager și asta este chiar destul de confortabilă și ai te susții de aceste două boare de aici, da? Deci nu este necesar să te ții de rider. Ai astea aici, care efectiv te ții cu mâinile. În spate aici ar veni un top case, unde pentru tine este cu atât mai bine, pentru că poți să stai și relaxat. Nu ai vreo frică, gen în cazul în care bunul tău rider este pe aici și merge, se plimbă și la un moment dat vede ceva mișto, un Porsche acolo și zice: mamă, hai să merg după el. Merg după el. cum ați văzut felul meu la quick shifter? Deci chiar n-am să înțeleg, nu-mi place delay-ul acela, pentru că eu nu sunt obișnuit să țin piciorul acolo, să trag mai tare ca să trag în treapta superioară. Dar chiar asta e așa, din punctul meu de vedere, dacă tu ai fi un începător și zici, n-ai nimeni urcat în viața ta pe nicio motocicletă și te gândești să-ți iei un Harley Davidson de 1.250 și vrei să, cum am zis, n-ai mai mers în viața ta pe motocicletă și te gândești, mă, vreau un Harley Davidson, bun, și hai să mergem pe modul range, să vedem cât de, gen, dacă te sperie, te dă pe spate, te, nu știu, pui mei, scapi mâna în gaz, nu vine nimeni, să zicem că te grăbești, da? Hai să mergem. Da,
din punctul meu de vedere, dacă ai merge ca începător pe un Harley, eu recomand să mergi pe Rain până te înveți cu ea. Pentru că este ceva mai puturoasă, am observat asta, și ca să nu te sperii sau ceva, da, recomand modul Rain, pentru că este mai arătătoare. Atât în turații mici, cât și în turații mari, am observat că e mult mai arătătoare comparativ cu road-ul, sportul, mai dăm o dată, deși nu prea știu ce, cum se simte pe un adventure să-i dai full gaz. Ți-aș gura ta, mă, coloc. Mi-e cald de mor. Abii mi-vin acum. Cam acesta este prețul unui pan american de 1,50. Și cum am zis, înălțimea are capacitatea de zbor. Greutatea 258 kg. Lanț cuplu motor 128 Nm. Putere 152 de cai. Garanție ok, interval service la 8000, culoare black, cea pe care am luat-o eu. Dacă doriți, puteți veni pentru a face un test ride. Și jur că aș face și un test ride la ceva mai diferit. Un chopper sau ceva în genul. A fost distractiv și ce am vorbit și cu managerul dumneavoastră. Chiar din punctul meu de vedere, merită pentru un începător care dorește să treacă, cel puțin pe modul Rain, chiar e ok, gen să nu bruscheze sau ceva, să se sperie, mai ales cu accelerația, că am făcut un test între Road, Sport și Rain. Sportul și Road-ul, da, într-adevăr, de la turații mai mari e destul de brutală și dacă n-ai experiență te sperii, dar pe Rain am observat că e chiar foarte fiabilă, atât la turații mici cât și la turații mari. Nu e o motocicletă pentru începători, trebuie să fie un pic experimentat. Da, eu am zis că mulți, știți cum sunt majoritatea oamenilor, cum ies de după școală, imediat trec pe 1000 sau așa mai departe. Eu mereu am zis, bă, nu vă luați 1000, indiferent că e naked sau touring sau sportivă sau nu știu. Dar nu toată lumea ne ascultă pe noi și am zis, bă, ok, vrei, cât timp ești cumpătat și așa mai departe. Ca începător, ca ai și sistemele de, pe care, care te ajută, traction, ABS-ul și mai departe, eu consider că pe Rain, dacă mergi pe Rain până te înveți să mergi în ritmul tău chill, este ok. Hai să mă plimb și cu bicicleta. Electrică și... Cu asistență la pedalare. Poftim? Cu asistență la pedalare, deci nu are accelerație, nu are trotter ca să pornească singură. Ok. Nu, să dai tu un pic la pedale și e pe asistă, adică se menține viteza. Că tot am făcut sauna până acum, fac și puțin cardio. 25-900. Să tăi mici. Ok, sucă. Și dau push. Da, push, da. Și tu o ții de ghidon ca să nu cadă, dar ea merge singură. Ah, interesant. Da, asta pentru că ele sunt mai grele și dacă... Da, se vede, se vede că cam da. Câte kilograme are? 20 kilograme. Am înțeles. Iar capacitatea bateriei cât ține? 180 de kilometri, după 180 minute mai puțin, dar după o să pedale din continuare. Uh-huh. Dacă în 6 ore cu totul până la 100%, 3 ore e de ajuns ca să faci 75%. Asta este un buzunar care se deschide cu cheie, baterie detașabilă, s-au pus-o în încarci direct pe bicicletă. Uh-huh. Asta este o transmisie CVT, este o aplicație în violă și poți să setezi cadența din telefon. Hai să pedalez. Cum am zis, n-am mai mers pe bicicletă de când eram mic. Da. Chiar tare curios cum... cum e... Ok? Wow!
Hai că am făcut-o și pe asta, să moară băieții, merg pe o bicicletă. După ce că sunt copt, sunt 70 de grade afară, mai merg și pe o bicicletă electrică, am ajuns la... aparent. Mamă, dar ce ciudat e că nu pot să mă concentrez să merg pe o mână. Hai de capul meu. Frânele sunt interesante. Și boost-ul. Interesant. Foarte interesant să văd cum e... wow. Să văd cum e pe... ăsta. Ok, am oprit. Efectiv, pedalez ca un nebun și deja... Mamă, dar se simte diferența, nu glumă. Wow. Da, îți trebuie picioare pentru bicicleta asta. Hați. În rest e... Da, este destul de jucăușă. Nu zic nu. Acum țin și frânele. Dar da, este... E chiar nice. Da, domnișoara Lavinia Ion... Lavinia Iancu, mă scuzați, mulțumesc pentru invitație. Plăcere. Sper să mă mai invitați, dar poate și cu un ceapăr de curiozitate. Chiar sunt curios. Da, te invit și pătrunul de drama. Ok, mulțumesc frumos.